Și mai absenți, domnul Ganea, domnul Lupu, o să fac verificarea dacă cei din online ne aud. Doamna Agapie? Da, bună ziua! Mulțumesc! Domnul Palaș? Domnul Palaș? Da, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua și dumneavoastră și domnul Bustan? Bună ziua! Perfect! Deci toți cei din online ne aud. Ordinea de zi, două puncte, ați primit-o cu toții, așa că supun la vot ordinea de zi, nimic pe liste suplimentare. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Cineva împotrivă? În sală nu? Vot pe online, doamna Agapie? Pentru. Domnul Palaș? Pentru. Domnul Buscan? Pentru. În unanimitate, ordinea de zi. Trecem la ordinea de zi. Primul proiect, proiect de hotărâre referitor la aprobarea studiului de fundamentare privind oportunitatea delegării gestiunii Serviciului Public de Salubrizare în municipiul Ploiești pentru activitățile de curățenie căi publice și de zăpezire. Discuții. Nu sunt discuții. În online dorește cineva? Supun la vot. Cine este pentru? În sală, în unanimitate, vot în online. Doamna Agapie? Pentru. Domnul Palaș? Pentru. Domnul Buscan? Pentru. În unanimitate de voturi, proiectul a trecut. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire necesară delegării gestiunii prin achiziție publică a serviciului de salubrizare pentru activități de curățenie căi publice și de zăpezire în municipiul Ploiești. Discuții. Aș dori să fac un amendament la caietul de sală. Vă rog. Respectiv articolul 35. La punctul 3, perioada de mobilizare este de maxim 30 de zile, nu de 30 de zile. Respectiv, la 5, în perioada de mobilizare de maxim 30 de zile. Iar ulterior, tot la 5, la subpunctul I, prin excepție, perioada de mobilizare este de maxim 60 de zile. Practic, operatorul se poate să vină și mai devreme de acest termen, în cazul fericit, în care cumva se poate mobiliza mai rapid decât termenul maxim care l-am pus acolo. Fiindcă vom avea cel mai probabil nevoie să vină cât mai devreme, fiind cumva la lucrări cu licitația. Supun la vot amendamentul domnului consilier. Cine este pentru? În sală toată lumea pentru. Vot online. Doamna Agapie? Pentru. Domnul Palaș? Pentru. Domnul Buscan? Pentru. În unanimitate a trecut amendamentul. Mai sunt discuții? Amendamente? Vă rog să-mi permiteți să fac eu un amendament. E vorba de punctul 2, 2.1, măturat spălat. În ce anexă 1? Sau... Suntem la deja, pagina 17, la atribuții. Ceva de documentația de... Da. Acolo unde se vorbește de curățenie rigolă. Deci pagina 17. Am anunțat. 2-2-1. Mai jos. Acolo. Punctul C. Avem A, B, C. Aici. Avem curățenie rigolă. Și aș vrea să se completeze, inclusiv curățarea vegetației spontane. Ca să ne asigurăm că se va curăța buruiana de la trotuar și de lângă trotuar. Cu roșu. Ori de câte ori este nevoie, dacă considerați că este
cazul să precizăm acest lucru, eu asum cine voia să-l fiu, ori de câte ori este nevoie. Adică nu e vorba de o ritmicitate în contract, ci ori de câte ori este nevoie. Da, da, da. În continuare, deci curățare, vegetație spontană, ori de câte ori este nevoie. Vă mulțumesc frumos, supun la vot acest amendament. Cine este pentru? În online, doamna Zachie? Pentru. Domnul Palaș? Pentru. Domnul Vescan? Pentru. Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Vă mulțumesc. Și acest amendament a trecut. Alte discuții? În online? Nu? Atunci supun la vot întregul proiect, în integralitate, cele două amendamente. Cine este pentru? În sală toată lumea. Vot în online. Doamna Agapie? Domnul Lucu? Scuze. Domnul Palaș? Pentru, doamna președinte. Și domnul Vescan? În acest caz, votul a trecut, proiectul a trecut în unanimitate. Vă mulțumesc frumos, aceasta a fost ședința. Vă mulțumesc încă o dată de participare într-o zi de sărbătoare și la mulți ani.